Business internațional. Trupele venite din Rusia părăsesc Cernobil, anunță compania nucleară de stat din Ucraina, potrivit SKY News. Trupele ruse părăsesc zona Cernobil, afirmă agenția nucleară. Informația apare în contextul în care Rusia a anunțat că își retrage trupele din regiunea Kiev. Agenția adaugă că, deși unele trupe rămân pe poziții, majoritatea se îndreaptă spre granița cu Belarus. Cernobil a fost una dintre primele zone ocupate de trupele rusești în timpul invaziei. Analiștii occidentali prezic că, deși Rusia spune că acum își va concentra trupele în regiunea Donbas, forțele sale s-ar putea regrupa de fapt pentru mai multe atacuri în întreaga țară.